Salutare tuturor și bine v-am regăsit, oameni, bun la un minunat nou episod de Minecraft, fraților. Astăzi suntem alături de un prost. Așa, suntem... Stai, nu mă împinge, așa. Suntem alături de frate meu și, fraților, astăzi începem o nouă serie alături de el aici și o serie în care oarecum o să fim pe cont propriu, adică chiar dacă o să fim amândoi pe server, o să fim pe cont propriu, eu o să fac chestiile mele și el o să-și facă chestiile lui și pentru primul episod o să ne facem, bineînțeles, o casă, dar o să ne facem o casă în pământ, că n-a ce să faci, așa e la început, deci du-te unde vrei tu. Da, încearcă să nu te îndepărtezi prea mult. De fapt, ai prima dată să strângi materiale, nu știu, strângeți și tu materiale și vezi cum îți faci casa aia, adică ce chestii ai de gând tu să construiești și... Deci fiecare cu materialele lui și își construiește propria lui casă. Da, 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 exact. Deci o să facem, da, nu știu, tu îți faci casa ta, eu îmi fac casa mea, subterană, da. Bine, că momentan nu cred că o să ne bazăm... să facem, nu știu ce case, o să vedem. Bineînțeles, fraților, dacă vă place seria asta, nu uitați să lăsați și acolo un like și nu uitați că aveți și canalul frate meu în descriere, să mergeți acolo să vă abonați și la canalul lui. Și bineînțeles, aveți și Instagramurile noastre în descriere, fraților, pentru că și-a făcut și frate meu Instagram, deci da, o să-l aveți acolo în descriere. Na bun. Da, chiar cât mai e bună face 1000? 360. A, păi imediat o să faci 1000 frumos acolo. N-ai că eu momentan mă pun aici să-mi iau lemn, ai de viața mea ce era să mor. Ok, hai că mi-am făcut un crafting. Momentan ia-ți materiale ca să căutăm un loc să fim măcar cât de cât apropiați, chiar dacă materiale ne facem case separate. Na bun, hai că eu momentan mă pun aici să... Se pare că se fac o mină extraordinară, unde să-mi iau numai resurse momentan. Ba, și ne trebuie și mâncare. Hai că măcar așa o să înveți jocul, practic, o să trebuiască să, na, să te descurci singur. În seria mea am învățat câte ceva. Ai învățat, dar nu găsesc și o cobblestone aici, nu se poate. Ce era să mori? Dar să vorbești tu un pic mai tare ca să te auzi microfonul ăsta, că îl dau și mai încoace ca să fie mai bine. Da, să ne auzim amândoi, pentru că e destul de greu. Ideea e că dacă am stat pe Skype, fraților, cel mai probabil fratele meu s-ar auzi de două ori și, na, da, practic în ecou și, na, ar fi destul de... Aiurea, adică am și testat chestia asta și se aude chiar aiurea. Ok. Da, cred că se aude destul de ok, având în vedere că e fix aici, lângă. Numai că, na, microfonul meu trebuie să vorbești aproape de el ca să te auzi cum trebuie. Sau să vorbești puțin mai tare, ca să... Sau, da, da, să vorbești mai mai tare, așa. Doar că nu vorbesc așa de tare. Da, păi nu-i problema, e numai 11, poți să urli, să te audă toți vecinii, să trezești pe toată lumea acum. Și după aia ne mutăm de aici. Așa. Și amendă, tu o plătești, nu eu. Da. Prefer să nu. Așa. Hai că mi-am făcut un topor. Ce dracu mai trebuie? Îmi trebuie o lopată. O, atâta cred. A, nu, nu, stai. Cel mai important lucru, o sabie. Tu ai reușit să faci ceva? Da, mi-am făcut. Ce ți-ai făcut? Stai că acum construiesc un fac. Hai că la final oricum o să vin să văd ce ai construit tu. Bine, momentan nu te apucat să construiești, ca să căutăm și noi un loc mai... Căutăm o locație să fim aproape unul de altul, evident. Da, gen, ia-ți materiale, nu știu. Că e și nașpa zona asta, nu știu, nu prea îmi plac copacii ăștia, adică eu nu mi-aș face casa pe aici. Cel puțin. Ok, bă, știi care parte nașpa? Eu nu prea mâncare tu ai. Bă, n-am nimic. Ai viață full? Nu chiar, mi s-a dat dus. Na, asta e clar, murim în primul episod, fraților, asta e... Fost frumos, cât a durat. Dar bine, unde ești? Ca să... apasă F3 și zi-mi coordonate. F3, minus 113 și 164. 113 și cât? 100... 184. 84, bine. A, dar nu ești departe. Dar bine, hai că vin eu la tine și... Tu nu știi să te iei coordonate, deci mai bine merg eu. Dar de ce merge așa? Cred că acum se încarcă harta, practic. Hai că te-am găsit. Na bun, hai, ți-ai făcut tot ce trebuie? Da, dar nu cred că am luat piatra care trebuia, că vreau să fac de cobblestone și de alea. Ei, păi hai că le faci tu altundeva. Uite, ia-ți ăsta. Na, hai să mergem. Hai pe aici. Tu le-ai făcut de lemn? Nu, de piatră. Nu, unde găsit că n-am găsit. Ei, păi, na, ce să faci? Din păcate nu te pot ajuta aici. Ești pe cont propriu, înțelegi? Și e și mai bine că înveți jocul, na, până la urmă. Nu, doar că eu n-am găsit piatră, am luat-o asta de sub apă, se pare că asta nu era bună. Da. Ce ai luat? Ia, dă să văd. Aruncă-mi. Să văd ce ai luat. Ce ai luat?
A, păi nu mă, ăsta, nu, ăsta nu e ce crezi tu. Mă, tot pia 36. Nu, 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 e mai diferit așa, ăla gen îți dă flint și poți să-ți faci pentru, cum îi zice, să dai foc, na, poți să, na. A, de asta mi-a arătat alea cu flintul. Unde ți-a arătat? În Mi-a, craft? da. A, în inventar la cărticica aia, nu? Bine, hai, vină pe aici. Hai să căutăm un loc mai făinuț, așa, mai cu copaci de ăștia mai frumoși, nu știu, parcă și arată prea iurea, nu știu. Dar Prea, nu prea arată urcam sus fain. de tot? Ce? Ești sus de tot? O, da, dacă nu mai te aștept. Dacă Ah. nu reușesc să mă prind din urmă. O, că nu prea mai am mâncare. Și cred că nici tu nu o să mai poți să alergi curând. Dar erau animale prin zona aia, dar nici măcar animale. Nici măcar Mai animale. scărbun... Aoleu, dar nu trebuie cărbune sau de-astea. Mă, sus de tot pe munte, tu unde ești? M-a dus mai față. Mergi tot Ah. drept. Tot drept mergi. Uite, am găsit porci. Hai că mâncarea măcar asta de, nu știu, o împărțim ca să... Ai Ah, și da, tu mâncare. mâncare, da, să ai mâncare, să nu mori pe aici, că... Altfel nu o să poți să ale... Oh, uite și vaci. Perfect. Na, bun, hai că am luat ceva mâncare și până vii tu... Numai bine, avem Am găsit mâncare și niște destulă. găini. Găine, da-ți lasă, nu, nu omoră nimic. Bine, nu coace. Hai că am găsit și zona unde să ne facem căsuțele. Câmpia asta arată destul de bine de aici. Trebuie să omor vacile. Da, mori. Așa. Ok. N-ai ajuns? Stai, tu unde mai exact? Zi-mi și coordonatele că tot sus pe Minus munte. 451 cu 200. 451, 200, da, deci mai am. 200, vezi că e Z-ul ăla ultimul. Da. Na, bun. Paturi bănuiesc că o să ne facem, așa că o să iau niște lână de aici. Stai să nu mor. Yes. Așa. Ok. Na, pe unde ești? Minus 320 și Maulu, 300, 300. da. Mă, da, ajuns super greu tu. Hai că mă uit ce mai... Mamă, ce nașpa că se încarcă harta. Nu arată rău zona asta. Cred că e ok, cred că putem să Nu facem mai aici. poți mai fu, știi, de asta merg așa greu, că, na, mi-e foame. Am bine, hai că te aduc eu aici, stai. Trebuie să văd exact zona unde ne facem căsuța, o, ce ciudat arată pe aici. Și nașpa că se duce soarele și nu să mai avem lumină și nu știu cum ne facem noi pe aici. Na, A, cred că... și nașpa că vin și mobii. Da, am găsit-o aici. Bine, atunci hai că te teleportezi ca să nu mai stăm. Bun, dai. Așa. Na, bun. Stai că... Hai că fac eu două paturi ca să nu ne batem cu mobii. Sau știi ce pot să fac? Fii atent, ieși de pe server. Și eu dorm. Sau nu, bine, hai lasă că să fac un pat cu oricum o aici. Mori. Ui, dar ce merge așa ciudat? În Merge fine. greu? A, parcă nu știu. Dubios așa. Na, bine, hai, culcă-te. Nu ala la Mai pat. e noapte bună? Na, bine. Te-ai pus în pat? A, perfect. Da, bun, gata, hai, de aici, nu știu, în zona asta, pe unde vrei tu, te duci, îți începi casa, uite, ai niște mâncare, de aici, și Așa, bun, să nu mâncare. omori vacile și astea, că poate o să ne mai trebuiască. Bun, hai că nu le las să pace. Na, bine, na, unde vrei tu, o să îți începi casa, eu fix aici o să-mi fac. Facem subterană? Da, subterană. Nu știu, fă ce ai tu chef. Hai că am o idee mai bună. Așa, bun. Na, hai că eu am început aici deja să sparg, să fac să arate cât de cât ok. Nu știu dacă și terminăm acum, dar vedem că trebuie să facem din căsuța asta. Faza e că eu n-am nicio idee momentan de cum vreau să arate, dar... Na, vine mi-o idee. Stai să văd. Uite aici o să mai sap așa un pic. Nu, stai în părțile astea. Nu cred că o să pun cu lemn pe aici, fraților, ca să arate un pic mai decent. Na, bun, asta să zicem că o să fie o cameră așa, nu știu, la mișto, deci o cameră unde e probabil
O să pun 2-3 chesturi și cam atât, că nu are rost să facem aici edita mai camera. Ok. Și în partea asta. Na, bun. După aia restul camerelor o să arate mai interesant, o să facem gen în jos camere mai mari și care chiar să fie mai ok. Și pe aici cred că ar trebui să pun niște slaburi. Așa că o să sparg în partea asta. Nu te uita la mine ce fac eu aici. Așa. Slaburi. Ok. Na, bun. Trebuie să spar și în partea asta. Perfect. Bun. Hai că e ok. Doar atât. E ok. Momentan, să zicem. Bun, deci camera asta, fraților, o să fie doar așa, nu știu, o cameră la mișto să fie în partea asta. Aoleu, că nu pot să ies. Dar chiar când pun podeaua, pot să ies oare? Eu sper că da. Ok, mai facem câteva slaburi, o să trebuiască să mai iau lemn. În partea asta, din păcate, o să trebuiască să acoperim tot. Așa, bun. Deci avem camera asta, după care o să trebuiască să coborâm pe aici, dar trebuie să-mi fac niște scări neapărat. Altfel n-am cum să cobor. Ok. Așa, bun. Ok, și începem pe aici, fraților, spargem cam până aici. Adică nu o să spargem foarte mult, pentru că o să trebuiască să facem mai multe camere. O să facem un fel de hotel subteran, să zicem, ceva de genul ăsta, ca să arate un pic mai interesant. Oare ce n-aș putea să spargi cu un târnăcop de ăsta, ți-a o viață. Ok, tu ai făcut ceva? Ți-ai făcut casă? Am făcut un tunel până jos. A, interesant atunci. Foarte, foarte interesant, să mă. Și arată bine tunelul tău sau cum e? Da, extrem. Ne mai pomeni. Extrem? Un tunel extrem. E cu lavă, cu dealea, nu? Da. Ok, bine, nu o să... Mai găleată să-mi iau și tu un zici de lavă și de astea. Na. O să, o să mă uit la ce ai construit tu acolo, că o, am găsit iron, perfect. Eu, e, la mișto, așa găsim niște iron, fraților, cum trebuie, corect, ca să putem să ne facem o casă subterană cum trebuie. Na, hai că eu mai au iron ăsta de aici, a? Hai, o să avem ceva de spart pe aici. Cred că în partea asta, o, stai. Stai că cred că am ratat o bucată. E, bineînțeles, nu lăsăm noi iron-ul aici, pentru că e foarte important, mai ales la acum, când... N-am deloc iron, practic. Cred că momentan o să folosesc tot iron-ul să-mi fac ceva unelte. Deci, unde avem noi acest crafting minunat, să ne facem și noi un furnal sau două. Ok. Și să punem iron-ul ăsta să se prăjească. O să trebuiască să pun cu niște slaburi, că... Na, nu avem altceva. Ok, și până atunci mai spargem noi pe aici pe jos. Cred că o să arate bine. Bine, dacă și apuc să termin aici așa cum trebuie, că... Cred că e mai complicat să spargi pe aici, să-ți faci camera, decât să... No. Tu te-ai îndepărtat mult sau unde ești? Nu, nu-ți departe. Am găsit cărbune, perfect. Ies, fix ce-mi trebuia. Bun, ajunge atâta cărbune. Numai bine să salvăm slaburile alea, că... Na, totuși, slaburile sunt importante aici, nu putem să lăsăm să... Prăjim aici cu slaburi, totuși. Ok. Bun. Și acum putem să facem, fraților, și un târnăcop mai bun, ca să nu ne mai chinuim aici să spargem și avem unul mult mai bun. Perfect. Deci aici o să fie cumva o cameră care duce spre altă cameră. De fapt, chiar aici cred că o să astup toată chestia, dar nu cu cobblestone, o să astupăm cu altceva. Și o să fie o cameră în partea asta și o cameră în cealaltă parte. Deci o să fie cam pe aici. Am spart la fix, dacă stau să mă gândesc. Fix cât trebuie. Bine, nu o să facem nu știu ce cameră chiar gigantică, dar... Na, măcar o să avem practic 3 camere, cu aia de sus 4 camere, extraordinar, un hotel cum trebuie cu 4 camere. Bine, probabil o să te mai duci mai jos și o să mai facem case, nu știu, sau camere sau de-astea. Tu filmezi acum sau numai eu? Numai tu. Ah, na, bine. Ok. Aici habar n-am ce să pun. Ok. Să caut cărbune, că n-am deloc și... Stai mă, că... Ce ai făcut? Mă duc să fac cărbune, că nu văd de sub, știi? A, na, asta e ce să faci acum. Ok, și o să trebuiască să spar și aici. Sau, de fapt, na, nu, pot să-l las așa mai micuț. Ok, deci în partea asta.
Eu trebuie să-mi fac cumva un topor de ăsta de iron, că dacă mă chinui cu ăsta o să stau o viață, chiar o să mă chinui. Stai, cât am spart partea asta? Deci am spart 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Deci până aici trebuie să spargem, ok. Bun, ca să îmi dau seama așa în mare cam cât trebuie. Deci până aici, perfect. Deci partea asta o spargem. Și trebuie să punem pe aici, bineînțeles, lemn, care o să fie destul de complicat, dar în fine, o să vedem noi cum ne iese. Ok, bun. Hai că e bine. Ok, hai să mă duc să iau niște lemn ca să facem și noi camerele astea să nu ne chinuim și până atunci o să pun și prăjala, doamne, o să pun mâncarea la prăjit, așa. Să pui prăjeala să prăjească, a? Stai, nu știu dacă mai am. Știi ceva, mai bine nu folosesc slaburile că n-are rost. Ok. Stai să-mi fac un topor, bineînțeles. Că un topor mereu te ajută. Na, bun. Na, și tăiem acest copac, singurul copac de aici, fraților, din păcate, o să-l tăiem. Bine, probabil o să umplem noi zona asta cu copaci ca să și arate mai bine pe afară. Tu cât de departe ești? În ce parte te-ai dus? M-am dus spre munte ca să caut cărbune, dar nu sunt foarte departe. Dar ți-ai făcut măcar ceva cameră? Mi-am făcut un nel de beci, cameră, de unde să-mi fac dacă eu până n-am avut prima dată încerc. Aha, na bine, păi na, te mai las un pic, nu știu. Ca să îți faci și tu măcar ceva acolo, să ai ceva. Să construiesc o ușă și gata. Ușă și un tunel. Bă, nu mi-am pus nici ușă momentan. Am făcut ceva cu scară și na. De acolo vedem noi. Ok. Na, hai cam la lemn, perfect, sper să-mi ajungă lemnul ăsta. O să fac și niște uși și cred că am la fix cât îmi trebuie. Că poate mai pun o ușă aici la intrare, dar nu știu, vedem. Ok, hai să coborâm, să punem lemn în partea asta. Fix așa. Ok, și aici. Da, nu știu dacă să fac intrare de două sau... Vedem noi. Probabil o să mai mărim pe aici camerele astea, dar momentan cred că le lăsăm așa. Uite, fix așa, cu câte o intrare cu o ușă. Și o să trebuiască să spargem și aici podeaua, bineînțeles că nu putem să lăsăm așa o podea urâtă aici. Trebuie să avem și noi măcar o podea cu lemn. Ok, în partea asta probabil o să mai spargem sau... Nu, hai să supăm, uite așa, ca să... Măcar să știu că am terminat în partea asta. Bun, deci aici avem două camere, fraților, care momentan nu sunt gata pentru că nu le-am pus nici podea, nici nimic. Dar cam așa o să fie camerele. Sus aici avem o cameră care... Nici asta nu-i gata, o să avem multe făcut pe aici, probabil o să terminăm pe live. Na bine, hai, zi-mi la ce coordonate ești. Minus 467 și minus 3. Minus 3 și... Ok, stai. Ești din partea asta. Ok, cred că ești acolo la... Ok, hai că văd. Gata, te-am văzut. Hai să vedem ce a construit fratele meu aici, ce a reușit el să facă în timpul ăsta. Un tunel. Bă, ce-i drept, măcar ai găsit iron, adică e bine, măcar iron-ul. Na, deci momentan n-ai apucat să-ți faci pe aici, văd. Pe la mine durează ceva mai mult. Da. Bun, fraților, aici o să încheiem primul episod din această serie. Să ne spuneți în comentarii ce părere aveți, dacă vă place, dacă nu. Nu uitați că aveți și canalul fratele meu în descriere. Noi ne auzim data viitoare, toate cele bune, la revedere, pa, pa!